Stop la autostop. Atenție șoferi, vi se mai pregătește ceva. Dacă obișnuiți să luați în mașină oameni care fac autostopul și le luați bani pentru asta, puteți fi bun de plată. Oficialii din Ministerul Transporturilor au propus un proiect de lege care prevede amenzi drastice pentru astfel de situații. În acest moment, mai ales în provincie, să ieși la ocazie este o obișnuință. Am auzit, mi s-a întâmplat și mie să mă oprească poliția, să mă întreb eu cine sunt. Urâtă, dar suntem Uniunea Europeană, nu luăm bani. Nu luăm bani? Da. Mergem pe moca? Deci nu luăm bani, nu? Deci să fii ca dumneavoastră, să înțeleg. Bun, să zicem și asta, până absurd. Asta e poezia pe care o învață aproape toți cei care călătoresc la negru, pentru că tot negri sunt și banii care intră în buzunarele șoferilor care iau călători la ocazie. Cât costă biletul sau... Este 6 lei până de o persoană. Domnul din imagine nu duce lipsă de clienți. Ca el, sunt mulți în toate orașele din țară. Au pus pe picioare o afacere în toată regula. Câte persoane sunteți? Una, eu aș fi. Să mai vină 2-3 persoane. Nu vreau să te țin pe mine, că eu... Am înțeles, deci trebuie să stăm să fim mai mulți. Să mai vină 4. Pentru că e mai ieftin, mai rapid sau mai comod. Nu sunt puțini cei care aleg să facă autostopul. De ce faceți autostop? De ce? Ca să ajung mai repede acasă. Deci cu cotetele astea nu sunt bune înghesui și... Deci nu e bine. Dar nu vă e teamă? De ce? La noi aici nu prea s-a auzit și nu prea s-a întâmplat anumite lucruri. Ca prin București. Greșit. Doamna nu știe că tocmai la ea în județ, în Argeș, o femeie care a făcut autostopul a ajuns pe mâna unui criminal care a omorât-o. Iar cursele, la ocazie, se pot termina ori la spital, la poliție sau, în cele mai grave situații, la cimitir. O spun chiar polițiștii care de nenumărate ori au anchetat astfel de cazuri. Am avut acea situație nefericită în care o femeie a fost omorâtă, decapitată, dar și la bărbați am avut situații în trecut în care s-au urcat, tot așa au folosit metoda asta autostopului, s-au urcat în diferite mașini și au fost atacați. Proiectul de lege inițiat de Ministerul Transporturilor își propune să diminueze concurența neloială, evaziunea fiscală, dar și să creeze un mediu mai sigur pentru călători. Dacă legea va fi adoptată, șoferii care transportă autostopiști pe bani riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. În prezent, doar șoferii care practică activități ilegale de taximetrie sau transport persoane sunt în afara legii.